Astăzi, mulți oameni se gândesc dacă le sunt iertate păcatele sau nu. Iar răspunsul pentru toate este dragostea. Fără dragoste, totul pierde sens. Dragoste. Fără dragoste, nu devine neprihănit. Rămâi păcătos, dar mă rog, sau am jertfit, sau am cântat, sau am făcut un ritual religios. Aceasta nu salvează. Dragoste, să iubești pe Dumnezeu și aproapele, iată baza. Cum se întâmplă și astăzi, mii de rachete, atâtea mine, milioane de obuze, atât de mult necaz, milioane de oameni au plecat, frică, milioane au fost duși în captivitate, zeci de mii sunt prizonieri. Este groaznic ceea ce se întâmplă. Și ce putem vedea? Unii, precum preoții, trec pe lângă și spun, așa-i meritat. Alții, ca leviții sau credincioșii, se adună și cântă cânticele, fac anumite slujbe. Crezi că Dumnezeu va veni la slujba ta când nu ai dragoste? Crezi că Dumnezeu se va veseli, va dansa și va cânta împreună cu tine? Dacă încalci porunca și nu ai dragoste, dacă este puțină dragoste, păcatele nu se iartă, totul este zidit pe dragoste, aramă sunătoare, chimval zângănitor, morminte văruite, adică un zero, nimic, fără dragoste totul pierde sens.